Anul 2021 începe cu o scădere semnificativă la bugetul sănătății, cu 11% mai puțin față de 2020, deși pandemia continuă și în acest an. Paradoxal, căci tot în acest an, limitele sistemului au ieșit la iveală. Cu 2 miliarde de lei a scăzut bugetul sănătății în plină pandemie. Tot anul acesta au ieșit la iveală lipsurile din spitale, clădiri vechi, instalații care cedează și duc la tragediile precum incendiile de la Piatra Neamț și Spitalul Matei Balș. Bugetul sănătății nu e cu plus, ci cu minus în plină pandemie. Cu banii tăiați, populația României ar fi putut fi imunizată de 2 ori cu vaccinurile anti-COVID disponibile în prezent. În tot acest timp, prim-ministrul Florin Câțu afirmă că bugetul Ministerului Sănătății este mai mare decât cel de anul trecut. Unii nu știu să citească un buget. Deși realitatea arată diferit, bugetul sănătății va primi cu 11% mai puțin față de anul trecut. De asemenea, scad și banii de care va dispune Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu 0,4 miliarde de lei. Deci, per total, în sectorul de sănătate s-au tăiat în acest an 2,6 miliarde de lei față de anul precedent.